Bună, dragilor, și bine v-am regăsit! Mă bucur să fiu din nou astăzi aici cu voi. Cu toții de-a lungul vieții am întâlnit anumite mesaje repetitive în viețile noastre. Și mă refer mai degrabă la acele numere care ne apar de mai multe ori și nu știm ce înseamnă. Din perspectivă spirituală, aceste numere sunt numite numere angelice. Sau, dacă vreți voi, metoda de comunicare a divinității prin intermediul îngerilor cu voi. Aceste numere apar în viețile noastre atunci când avem nevoie. Apar în viețile noastre atunci când cerem ghidare și apar în viețile noastre atunci când trebuie să facem niște schimbări sau că nu suntem pe calea cea bună. Uneori avem impresia că suntem așa de capul nostru în această viață. Ei bine, cum spun de fiecare dată, divinitatea niciodată nu ne vrea pe un drum greșit, niciodată nu vrea să suferim, niciodată nu vrea să ne fie rău. Uneori, propriile noastre decizii ne duc pe anumite axe de destin complet negative. Și îngerașii vin în întâmpirea noastră cu aceste mesaje pentru a ne da de înțeles că trebuie să facem anumite schimbări. Aceste mesaje fie ne dau confirmarea drumului ales de noi sau ne aduc claritate atunci când noi avem nevoie. Este, dacă vreți, o reamintire clară a grijii pe care divinitatea ne-o poartă. Pentru a putea percepe aceste mesaje însă, noi trebuie să fim deschiși. Trebuie să fim deschiși spiritual, trebuie să avem credință și trebuie să trecem acel prag de scepticism, dacă vreți, în legătură cu lumea nevăzută. O persoană a cărei viziune este complet blocată în acest sens, cu siguranță nici măcar nu va vedea aceste mesaje. Aceste mesaje pot apărea în tot felul de situații. Fie că vedem un număr de la mașină care se repetă, fie că cifrele de pe nota de plată ne apar sub un astfel de mesaj, fie că ne uităm la ceas la aceeași oră și tot așa multe exemple. Însă clar, divinitatea comunică cu noi întotdeauna, trebuie doar să ascultăm. În momentul când ești deschis și ceri ajutor, vei primi acest ajutor și sub forma unor cifre, că de fapt despre asta vorbesc. Mesajele angelice sunt niște șiruri de cifre repetate. Că vorbim de 1-1 sau 1-1-1 sau 2-2-2, 2-2-2, 3-3, 3-3-3 și tot așa, acestea de fapt sunt acele mesaje angelice și în acest video am să vă spun cam ce înseamnă fiecare și la ce trebuie să fiți atenți. Se poate repeta numărul de 2 ori sau se poate repeta de 3 sau de 4 sau de 5 ori. Aveți în vedere faptul că dacă acea cifră o vedeți de mai multe ori sau poate chiar acel număr de mai multe ori în aceea zi, înseamnă că fie este un avertisment că faceți o greșeală, fie vi se confirmă clar că sunteți pe calea pe care trebuie să fiți, că drumul vă duce înspre împlinirea dorințelor și nevoilor voastre la un nivel optim. Așadar, vorbim despre 0, 0 sau multiplu de 0. Acesta reprezintă apropierea de un nou început. Noi oportunități care vin de la divinitate, asta făcându-ne să înțelegem că este momentul să ne aruncăm în această oportunitate. Atunci când apare 0 sau multiplu de 0, clar vorbim despre o nouă oportunitate în viața noastră, dar este o oportunitate programată de divinitate pentru noi. Este o oportunitate la care nici măcar nu trebuie să ne gândim foarte mult, pentru că avem confirmarea apariției acestui număr, care înseamnă că această oportunitate, acest nou început, este fix ceea ce ne trebuie nouă. Trecem la 1-1 sau multiplu de 1. Repet, poate să fie 1-1-1, 1-1-1-1, cât mai mulți 1. Mă rog, nu cred că niciodată vom întâlni mai mult de 4 sau 5 cifre care se repetă. 1-ul este un semn divin prin care avem certitudinea că sprijinul angelic face parte din materializarea dorințelor noastre.
că ceea ce vrem să facem sau ceea ce gândim că facem va veni cu o materializare rapidă și cu un sprijin energetic din partea îngerilor extrem de rapid. Așadar, unul este doar o confirmare că ceea ce voi gândiți va primi sprijinul pe care l-ați cerut anterior. Trecem la 2, 2, 2 sau 2, 2, 2 sau 2, 2, 2, care se spune că este cel mai întâlnit număr angelic și vine să ne confirme un echilibru perfect în tot ceea ce ne propunem. Drumul pe care mergem atunci când ne apare acest mesaj este cu siguranță cel bun și ne duce la un echilibru din toate punctele de vedere. Acum depinde ce intenție ne-au pus sau ceea ce avem noi în minte. Poate fi vorba despre un echilibru financiar, poate fi vorba despre un echilibru pe sănătate, poate fi vorba despre un echilibru din punct de vedere energetic sau de ce nu un echilibru în ceea ce privește locul nostru de muncă. Următorul număr angelic este 3 sau multiplu de 3. Aici este vorba mai degrabă de un avertisment. Este posibil ca noi să fi deviat un pic de la drumul nostru și trebuie să revenim acolo unde suntem. De asemenea, este și o cifră a creativității care ne poate spune, mesajul acestei cifre ne poate spune că este momentul să ne folosim de toate aturile și toate calitățile noastre pentru a trece la următoarea etapă. Când spuneam avertisment, atunci când vorbim despre cifra 3, mă refer că poate am lăsat ego-ul să troneze un pic cam mult în comportamentul nostru. Sau poate avem anumite tipare comportamentale negative pe care este momentul să le schimbăm. Următoarea cifră este 4 sau multiplu de 4. De obicei, acest mesaj angelic ne apare atunci când trecem prin niște perioade dificile, atunci când întâmpinăm niște blocaje în parcursul nostru, blocaje pe care le conștientizăm și vrem să le trecem, însă acest mesaj de 4 sau multiplul de 4 ne spune clar că, deși este un drum cu diferite intemperii, avem datoria să mergem mai departe, pentru că finalitatea este cea benefică, este cea bună. Vom reuși în ceea ce ne-am propus, chiar dacă pentru moment drumul pare un pic mai anevoios. De asemenea, poate fi și un mesaj că în astfel de momente este foarte bine să cerem ajutorul și celor din jur. Uneori suntem prea închiși noi, uneori ne este teamă să cerem ajutorul atunci când vin foarte multe intemperii, foarte multe perioade cu blocaje, poate uneori chiar și din rușine. Însă clar, acest 4 sau multiplu de 4 ne spune că finalitatea este una bună, indiferent de blocaje, și că este momentul să cerem ajutorul din exterior celor din jurul nostru. Următorul număr angelic este 5 sau multiplu de 5. Este un mesaj absolut clar cum că în viața noastră urmează niște schimbări majore. Este momentul în care trebuie să ne pregătim, să vă pregătiți mental pentru anumite schimbări și să înțelegeți că acele schimbări vin în beneficiul vostru. Este o etapă absolut necesară pe care nu trebuie să o fentați. Deci numărul 5 vine de obicei să prevestească aceste schimbări majore și necesitatea trecerii la un nou nivel. Următorul număr angelic este 6 sau multiplu de 6. Acesta este un mesaj din partea îngerașilor care ne spune că avem nevoie de mai mult echilibru. E nevoie să revenim la o stare de echilibru, de iubire și recunoștință și că nu trebuie să ne lăsăm trași în iureșul negativ din jurul nostru. Înseamnă că fie ne-am pierdut prea mult suflet, înseamnă că fie ne credem mai puternici decât suntem, înseamnă fie că am picat pe o pantă distructivă pentru corpul nostru sau pentru mintea noastră. Așadar, șasele este din nou un mesaj de avertisment care implică conștientizarea nevoii de echilibru în viețile noastre. Următorul număr angelic este numărul 7 sau multiplu de 7. 7-le și numerologie este un număr spiritual. Mesajul pe care ne dă acest număr angelic
este acela de a ne îndemna să ne orientăm foarte mult pe partea spirituală. Este momentul în care noi trebuie să explorăm lumea subtilă, să fim mai atenți la ceea ce percepem cu mintea noastră, cu imaginația noastră, cu sufletul nostru. Este momentul în care trebuie să începem să urcăm parcursul nostru spiritual. Sau dacă am stagnat prea mult în parcursul nostru spiritual, cu siguranță un mesaj anghelic sub forma lui 7 sau multiplul de 7 ne avertizează că trebuie să trecem la următorul nivel. Poate fi foarte simplu, poate că ați făcut gradul 1 de Reiki, gradul 2, ei bine, acest 7, dacă vă pare, este clar că trebuie să faceți gradul 3 sau gradul de maestru. Următorul număr angelic este 8 sau multiplu de 8. Dacă îl întoarcem puțin pe acest 8, clar simbolizează infinitul și ne confirmă că avem o conexiune foarte puternică cu energia universală. De asemenea, acest număr 8 prevestește și o perioadă de abundență financiară în viețile noastre. Dar este o perioadă de abundență financiară în viețile noastre atunci când culegem, de fapt, roadele muncii noastre. Dacă vi s-a părut la un moment dat că ați tras la jug foarte mult, că nu ați fost remunerați așa cum trebuie și vă apare acest 8 ca și mesaj angelic sau multiplu de 8, cu siguranță în viitorul foarte apropiat veți intra într-o perioadă de abundență financiară în viețile voastre. Următorul număr angelic este 9 și ultimul la care am să mă opresc astăzi. Este numărul 9 sau multiplul de 9. Este numărul care confirmă că e momentul să încheiem o etapă din viața noastră. Poate că vorbim despre o relație negativă, poate că vorbim despre un tipar mental negativ, poate că vorbim despre un comportament complet inutil al nostru față de noi înșine. Este momentul să încheiem acea etapă a vieții noastre și suntem cumva împinși prin acest mesaj să ieșim din zona noastră de confort. Trebuie să explorăm noi oportunități, noi valențe, pentru că am stat prea mult. Noi am vorbit despre zona de confort în niște videouri anterioare în care v-am spus că, ok, pentru moment zona de confort poate părea ceva pozitiv, însă pe termen lung poate deveni un blocaj. Așadar, 9 sau multiplu de 9 este mesajul clar pe care ne dau îngerașii, cum că noi trebuie să încheiem o etapă și să explorăm noi valențe. Se poate întâmpla ca uneori aceste mesaje să apară fără ca voi să le cereți sau fără să fi gândit foarte intens la acele lucruri. Însă clar în subconștientul vostru există acea îndoială sau acea întrebare. De aceea este bine ca atunci când nu înțelegeți foarte clar un mesaj să vă luați câteva minute, să meditați, să aprindeți o lumânare, să cereți o ghidare a ghizilor voștri spirituali sau îngerașilor voștri. Cum spuneam și la început, confirmarea poate veni prin fix același număr repetat de mai multe ori sau pe care să-l vedeți de mai multe ori în aceea zi. Căile divinității de a comunica cu noi sunt multiple. Acesta este doar un exemplu prin care sunt folosiți îngerii, ființele create de Dumnezeu tocmai pentru a ne servi nouă oamenilor. Însă, cel mai important lucru este că atunci când vrem să primim un mesaj, să ascultăm cu sufletul, să ne deschidem cel de-al treilea ochi și să fim conștienți că tot ceea ce ne înconjoară este energie, este lumină și este creația divinității. Noi suntem conectați la toate aceste mesaje, trebuie doar să ascultăm și să nu ne lăsăm distras atenția sau distras conștiința, ca să spun așa, de tot ceea ce înseamnă lumesc și material. Pentru că, dragilor, cum vă spun mereu, ceea ce trăim noi aici pe pământ este doar o etapă din existența infinită a sufletului nostru. Sper că v-a fost de folos și acest video. Dacă v-a plăcut, am să vă rog să dați un share și, bineînțeles, și un subscribe canalului de YouTube pentru a fi la curent cu tot ceea ce postez nou. Până data viitoare, vă doresc să fiți fericiți!
La revedere!